Următorul program vă este prezentat de Asmita Gardens, apartamente la înălțime. Bun găsit la Cultivat în România, sunt Laurențiu Boțin și vom vorbi astăzi despre lucruri importante, extrem de importante, lucruri ce s-au întâmplat în săptămâna aceasta. Avem vești bune pentru dumneavoastră și vești mai puțin bune pentru cei cărora nu le place să asculte vești bune. Da? 307-1 în Parlamentul României. Ce-o fi asta? Vă gândiți, a mărit salariul, a scăzut întreținerea? Nu. A trecut o lege, lege denumită generic legea irigațiilor, o lege care a mai avut o tentativă de a trece, dar atunci nu s-au pupat toți piața independenței. Acum s-au pupat, s-a trezit unul că a votat împotrivă. Vă vom spune și despre cine este vorba, pentru că se știe, persoană importantă, argumente aproape deloc. Știe el de ce. Adică astea sunt argumentele lui. Invitații de astăzi, niște oameni care sunt vinovați că a trecut această lege, în ghilimele, evident. Ministrul Agriculturii Daniel Constantin, bine ați venit, domnule ministru, bună dimineața. Bună dimineața și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, domnul deputat Liviu Harbuz, bună dimineața, domnule Harbuz, bine ați venit. Bună și mulțumesc pentru invitație. Directorul General Agrointeligența, www.agrointeligența.ro, Vlad Macovei, de asemenea, bună dimineața, Vlad. Bună dimineața, îi salut cu mult drag pe telespectatori și sigur pe invitați, pe care în cazul acesta îi felicităm pentru legea asta și spun asta pentru că reacțiile de pe site, știți că în general lumea înjură politicienii sau oricum e destul de critică, dar în cazul ăsta chiar a fost cel puțin din partea fermierilor, oamenilor implicați în agricultură, o reacție extrem de pozitivă și sigur e normal și în același timp și merită să o aducem, să nu laudă această, și fermierii sunt greu de mulțumit, adică așa este, foarte și bine. Au fost și în sală, au fost cu banner, au avertizat până la urmă politicienii României că această lege, legea irigațiilor, este benefică pentru toată lumea, că dacă avem recoltă bogată, poate scăpăm de importuri, poate scăpăm, eu știu, de exportul de materie primă și bunăstarea vine pe fermieri și respectiv pe orizontală pentru toată lumea. Domnul ministru, 307 voturi pentru, un vot împotrivă. Aș vrea cumva din culise să-mi spuneți, au înțeles cei din opoziție importanța acestei legi? Ați negociat la sânge? Le-ați promis ceva? Cum de s-au sucit acum? Nu, a fost o discuție pe ultima 100 de metri, ca să spunem așa. Mie îmi pare rău că a fost discuția pe ultima 100 de metri și că ea n-a avut loc mai devreme, pentru că a existat disponibilitate și din partea mea, dar mai ales din partea Comisiei de Agricultură, acolo unde legea a fost dezbătută câteva luni de zile. Sigur că eu cred că și-au dat seama, în primul rând, la nivel politic, că au făcut o greșeală. Votul de acum 2 săptămâni, 3 săptămâni a fost unul politic. Nu s-a ținut cont acolo de interesul, să spunem așa, în adevăratul sens al cuvântului, interesul național. Interesul național spunea foarte clar că avem nevoie de un proiect de lege care să vină cu 1 miliard de euro pentru reabilitarea infrastructurii principale, fără de care, sigur, pe de o parte nu putem să reabilităm și să reducem costurile pe care le au fermierii, iar pe de altă parte mai pierdem 560 de milioane de euro pe care le avem alocate de către minister prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Nu-mi place să vorbesc de culise. Dar în dimineața votului, președintele Comisiei de Agricultură m-a rugat să, pe faptul că n-au fost introduse anumite chestiuni, să încercăm să introducem, cum să spun, să spunem că a fost o eroare materială. Le-am spus, i-am spus și dânsului cum le-am spus tuturor. Dom'le, sunt deschis să acceptăm orice, să transparentizăm sistemul de implementare, să facem orice fel de modificare pertinentă cu care veniți, numai să votați legea. Era foarte important să voteze toți, așa cum s-a întâmplat într-un final, pentru că nu e o lege pe care o să o implementez numai eu, ministrul Daniel Constantin. O să o implementeze și viitorii miniștri ai agriculturii, care în momentul de față au o misiune mult mai ușoară. Pentru că se duc la ministrul de finanțe, când elaborează bugetul pe anul viitor, cu o lege, nu un acord politic, nu o promisiune. Se duc cu o lege și cer Ministerului de Finanțe să aloce această sumă separat evidențiată în bugetul, în bugetul Ministerului. Am acceptat, deși eram sigur că s-o transforme într-o dezbatere politică, am acceptat să se mai pună o virgulă la articolul care prevede alocarea unei sume de 1 miliard de euro cu asumarea, la solicitarea celor de la PNL, cu asumarea de către guvern a unei strategii pe irigații. Acum câteva săptămâni când s-a respins legea,
N-aveau niciun motiv. Au respins-o din punct numai ca să fie împotriva unui proiect propus de putere. Și atunci au inventat acest motiv. Dom'le, n-avem o strategie. Le-am spus, dom'le, avem strategie. Am discutat-o în Comisia de Agricultură. Am discutat-o cu reprezentanții Comisiei Europene. Ea a stat la baza alocării sumelor prin PNDR. Dar dacă voi vreți să fie și o strategie elaborată prin hotărâre aprobată prin hotărâre de guvern, o facem și pe asta. Nu mai votați legea. Este ultima referire politică pe care am vrut să o fac. Nu o să mai fac nicio referire politică. Sunt mulțumit că a trecut cu astfel de majoritate un proiect de lege la care am lucrat și sunt mulțumit că fermierii acum au certitudinea că într-adevăr politicienilor le pasă de ei, nu numai într-un an electoral, suntem în 2015, nu un an electoral, ci este un an în care eu cred că s-a marcat un eveniment major în dezvoltarea agriculturii românești. Și atât mai spun, ce înseamnă dezvoltarea sistemului de irigații? Înseamnă o producție constantă, primul rând nu mai plătesc nici de la bugetul de stat foarte multe despăgubiri, o producție constantă pentru fermieri care înseamnă, într-un final, prețuri constante, predictibilitate economică pentru cei care vor să investească în acest sector. Am să-l întreb pe domnul Harbuz, dacă dumneavoastră nu mai vreți să vorbiți despre conotația politică, am să-l întreb pe domnul Harbuz acum. Credeți că prima dată când au respins votul, au făcut-o așa cum spune domnul ministru, pur din lupta politică și acum și-au dat seama că trebuie făcut lucrul acesta sau le-a fost frică că pierd voturi importante la nivelul României dacă nu trec această lege? Am să încep cu un scurt istoric. Să nu uităm că la un moment dat în Parlamentul României s-a constituit o comisie de anchetă a funcționării instituțiilor care se ocupă de irigație, respectiv ANIPU. În acea perioadă anchetau de fapt ceea ce stricaseră. După ce au terminat cu activitatea acestei comisii, pe care, dacă mi-aduc bine aminte, a condus-o chiar domnul Tabără, sper să nu greșesc, s-au gândit că cel mai bine este să dea 3.000 de oameni afară. Și astfel 3.500. Au amputat, din punct de vedere al resurselor umane, o instituție foarte importantă. Acum când vorbim despre legea care, slavă Domnului, și nu o să mai trebuiască să ne rugăm la Dumnezeu pentru ploaie, o să avem irigații în România datorită acestui act normativ. De fapt, acest act normativ, construcția lui a început în urmă cu 2 ani. Domnul ministru a vorbit despre necesitatea investițiilor în irigații și, de altfel, s-a și concretizat în fostul PNDR, deci în 2007, în programul 2007-2014, prin investițiile, proiectele care s-au făcut în infrastructura secundară. La comisie s-a organizat o subcomisie. O subcomisie care a lucrat săptămânal, timp de 6 ore pe săptămână, timp de 5 luni de zile, la care, desigur, au participat la această lege. Atât reprezentanții opoziției, cât și reprezentanții puterii. Vlad, de ce e bună legea asta? De ce e bine că a trecut? Și care sunt avantajele maxime? O să fac un pic, o să merg așa un pic împotriva curentului și... Pentru fermieri e evident de ce e bună, dar o să vă spun de ce e bună pentru țară în general și pentru fiecare telespectator în parte pe o câtime. Legea este bună pentru că dă drumul la niște investiții publice, pentru că refacerea sistemului de irigații ce înseamnă? Că folosești țeavă, tablă, ciment, oameni, constructori și așa mai departe. Că tot vorbeam că nu se fac investiții publice în România și, într-adevăr, dacă e să vorbim, putem considera că e un minus al actualei guvernări, dar uite că acum se întâmplă chestia asta și, sigur, putem lua act de faptul că e o investiție publică susținută. Un motiv. Al doilea este că... Încerc scuze, este o investiție pe ambele componente, atât pe infrastructura principală, cât și pe cea secundară, ceea ce e foarte important. Da, deci unde e eminamente publică și mai are un rol important, e acea investiție pe orizontală, pentru că odată pusă infrastructura primară, dă drumul la posibilitatea de a lua bani europeni pentru infrastructura secundară și așa mai departe. Deci efectul ei de propagare va fi foarte, foarte mare. Unu. Doi. Arată că este posibil în România, din păcate după 25 de ani. Și după ce am distrus, de un acord politic care prevede o investiție multianuală și care depășește un ciclu electoral, pentru că ce ar fi trebuit distinși membrii ai PNL și eu îi cunosc mai mult pe cei din comisie, sunt oameni, majoritatea absolut respectabili. Este că ei vor beneficia cel mai mult, să zicem, dacă ajunge PNL-ul anul la putere,
mandatul ministrului Constantin, care se încheie la anul, cel puțin în acest guvern, înseamnă doar un an din investițiile respective. Restul vor beneficia, să zicem, următorul guvern, care o fi acela, sau următoarea majoritate parlamentară. Asta, iarăși, e un lucru foarte, foarte important. Și al treilea lucru foarte important al acestei legi arată că clasa politică, de multe ori știți că suntem extrem de critici la adresa clasei politice, clasa politică totuși începe să învețe niște lecții. Vă spun, eu rar am văzut reacție pe agrointeligența. Fermierii, în general, sunt oameni care comentează tot timpul și dacă îi faci bine, tot zice că, domnule, trebuia mai mult sau de ce acum, exact cum zicea și domnul. În momentul în care noi am publicat lista parlamentarilor care s-au abținut de la vot, mulți dintre ei fermieri fiind, reacția a fost incredibil de dură, adică oameni care nu au nicio simpatie față de actuala putere s-au coalizat și au spus, domnule, lucrurile astea trebuie rezolvate. Dacă acest ministru, cu această comisie, cu această majoritate parlamentară, vor să împingă această lege, această decizie extrem de bună pentru fermieri și care se întinde pe mai mulți ani, voi de ce vă opun? Reacția m-a și surprins un pic, așa, și cred că ăsta e și principalul motiv pentru care cei din comisie au dat un pic înapoi, pentru că și-au dat seama că oricât ar încerca să o joace politic, s-ar fi întors foarte, foarte... Deci legea asta n-a fost pentru politică, a fost pentru bunăstarea tuturor, până la urmă. Și-au dat seama oamenii, scuze-mă, Vlad, și-au dat seama oamenii că ar fi o gafă, din punct de vedere politic, să se ducă în continuare cu nu la această lege. Dar de ce așa târziu, domnul ministru? Eu am spus că nu mai fac referire de politică, dar până la urmă, dumneavoastră ați concluzionat foarte bine. Eu cred că și-au dat seama și cei de la PNL, de altfel, fără să dau din culise, am și discutat separat cu alți membri care n-au PNL, care n-aveau treabă cu Comisia de Agricultură și spuneau că a fost din punctul lor o greșeală. Și-au dat seama de acest lucru. Mă bucur că și-au dat seama într-un final și că au votat și alături pragmatic de noi, pentru că e o asumare... E un succes al Parlamentului până la urmă și... Și mă bucur. Nu vreau să fie un succes. Adică felicit întreg Parlamentul acum, da? Da, eu felicit întreg Parlamentul. N-am vrut să fie un succes politic al meu, am vrut să fie un succes pentru agricultori. Dar n-aș vrea nici să ne entuziasmăm foarte tare. Greu de acum începe. Și eu am experiența a trei ani și jumătate aproape de când sunt la minister. Greu acum începe pentru că trebuie să implementăm. Și aici eu l-am explicat și o să explic în continuare foarte clar transparentizarea procesului de realizare a investițiilor. Și aici domnul deputat Harbuz a spus mai devreme, a făcut o mică istorie, îmi permis să o completez și eu. În anul 2012, când am discutat în Comisia de Agricultură și am spus, am venit cu 10 teme pe care puteți noastră ca jurnalist să le luați și să vedeți că majoritatea au fost începute, unele chiar au fost finalizate. Una și dintre programul teme, de guvernare. Și în programul de guvernare, dar de acolo am extras pentru eficiență 10 teme importante. Una dintre ele era legată de sectorul de irigații. De ce? Am preluat mandatul într-un an secetos, anul 2012. Și am spus, domnule, având experiența și a trecutului și a anului 2012, trebuie să reabilităm o dată pentru să începem procesul de reabilitare. Astăzi, acele proiecte începute în anul 2012 au ajuns la maturitate și aproape de finalizare. Care vor fi primii pași pentru implementarea? Acum, pasul 2 pe care l-am făcut în această perioadă, pentru că mă întrebați de ce acum, am făcut pași încă din 2012. Pasul următor, în 2013, când am scris PNDR-ul, am început cu sectorul de infrastructură secundară. Și am alocat, am făcut o analiză cât avem nevoie, am alocat 435 de milioane de euro, care astăzi sunt deja deschiși la dispoziția fermierilor și vreau să anunț pe această cale, pentru că au fost niște fermieri la balcon, ați văzut când s-a votat legea cu irigațiile și am discutat după aceea cu ei și mi-au spus, domnule, noi lucrăm la proiecte, vrem să depunem, nu le lăsați termenul doar 30 octombrie, am amânat termenul pentru irigații până pe 18 decembrie. Primim proiecte. Urmând ca de la 1 ianuarie 2016, din nou să primim proiecte ca să consumăm cât mai repede. Cei 400... E o știre pe care, da, încercăm să o transmitem cu ajutorul dumneavoastră. Pentru că vrem să-i cheltuim cât mai repede. Ce am făcut tot în 2013 și există, noastră ca jurnaliști puteți să vedeți, am discutat, am cerut Comisiei Europene acordul de a muta 1 miliard de euro de la infrastructura mare. Știam de atunci, cel puțin, că nu reușim din cauza procedurii de achiziții publice, să mutăm 1 miliard de euro către zona de investiții în infrastructura principală. N-am primit accept, am avut o întâlnire chiar cu comisarul Han la vremea respectivă și atunci, în 2014, ne-am orientat către planul Juncker. Imediat ce a fost numit președintele Comisiei Europene, a venit cu această propunere pe care noi am salutat-o și o salutăm și sper ca până la urmă să avem, după ce vor vedea reprezentanții Comisiei, că avem totuși o lege, un angajament ferm al României de a aloca 1 miliard de euro și un acord politic până la urmă, să mergem și Comisia Europeană, dacă nu alocă 1 miliard
prin planul Juncker, să aloce măcar o parte din sumele respective, să degrăbăm bugetul. Deci asta e o altă știre, ca să spunem așa, în termeni jurnalistici, pentru că n-am abandonat această pistă extrem de importantă. Dar când a venit notificarea, decizia, ca să zicem nu, așa, acum nu? Chiar completăm daful, informațiile. Acum aveți și cu, cu fundamentare. Și le arătați, uite, e acord politic, să avem lege, la comisia suntem serioși. Cu cât un proiect este mai matur, cu atât el este mai mult luat în calcul de către reprezentanții comisiei. Deci mergem în continuare și pe aceste proiecte. Și eu cred că v-am răspuns, n-am început acum această lege. Ea a început din anul 2012, văzând acum totuși pe ultima 100 de metri că nu avem succes din fonduri europene, ne-am îndreptat către bugetul de stat. Îndrăznesc să intervin. S-a mai întâmplat ceva, ceea ce aveam nevoie de mult. În sfârșit, într-un domeniu, cel puțin agricultură, guvernul a prioritizat. Pentru că noi avem în România o mare problemă cu prioritizarea problemelor. În sensul în care mereu încercăm să funcționăm ca pompierii, stingem focuri, dar niciodată nu prioritizăm și nu încercăm să rezolvăm un domeniu de la un cap la altul. Vreau să întreb, planul acesta, cel puțin pentru infrastructura primară, se referă strict la Dunăre? Pentru că sunt fermieri din Moldova care întreabă, bun, și pe mine în județul Bacău sau în județul Neamț, uite de unde e domnul deputat, acest plan de strict pe infrastructura primară mă ajută cu ceva? Vine și în... Pentru că au fost județe afectate clar de seceta, cel puțin anul acesta. Întrebarea este foarte bună și trebuie să vă spun că în strategia pe care o vom aproba prin hotărâre de guvern vom stabili mai multe etape. Prima etapă se referă la infrastructura, și acest miliard de euro se referă la infrastructura existentă, pentru că ne este la îndemână să reabilităm ceva ce a fost construit în anii 69-70. Este și o obligație pentru că se conectează, am pus oarecum căruța înaintea cailor, cum se spune. Avem fondurile europene pentru infrastructura secundară, trebuie să o conectăm la ceva funcțional, la infrastructura principală. După care, în faza a doua, după ce vom termina aceste investiții, sau poate chiar în paralel, discutam astăzi și în Parlament de ideea pe care o avem de a, prin ordonanță de urgență, de a trece ISPIF-ul în subordina Ministerului Agriculturii, de a trasa acolo niște directive pentru faza a doua și faza a treia. Care sunt aceste faze? În primul rând, zonele la care dumneavoastră făceați referire, unde nu avem sigur, și în Transilvania au fost probleme, adică pe zona de vest. Exact. Acolo va trebui să găsim acele sisteme care să aibă și costuri reduse, pentru că le implementăm de la zero și atunci putem să vorbim de bazine de retenție, unde irigarea se poate în sistem gravitațional. Și pe gravitațional, exact. Exact. Dar prima fază este aceasta, reabilitarea. A doua, de identificare de noi resurse și eventual bazine de retenție. Și a treia, de a identifica posibilitatea ca în anumite zone să se poată fora. Aici o discuție mai amplă pe care trebuie să o facem cu Apele Române, dar le începem pe toate. Asta e important, pentru că vreau să-i asigur pe toți fermierii care sunt și în zone neacoperite de infrastructură, că vom ajunge și acolo mai devreme sau mai târziu cu această strategie. Am anunțe mult mai mult despre acest subiect pe www.agrointeligența.ro. Vă invit să vorbim despre alt subiect, o altă veste bună, noi am comentat-o și săptămâna trecută, a venit de la Senat cumva și va ajunge în Camera Deputaților, pe la domnul Harbuț, pe acolo, pe la comisie și apoi se va duce în plen, o lege conform căreia hiper, mega, universal marketurile astea din România vor fi obligate, cuvântul nu-mi place, li se va recomanda, hai să spunem așa, prin lege să aibă mai multe produse românești la raft, undeva la 51%, mă rog, sunt o felul de discuții acolo. Da, aici aș interveni un pic de la început și aș spune că lucru și vestea bună cu adevărat este că cred că va începe din acest moment o discuție adevărată despre cum să sprijinim și cum să încurajăm consumul de produse alimentare românești. Legea în sine e o discuție, o să fie, adică comisia va trebui să lămurească. Propunerea legislativă va naște o dezbatere și chiar am vorbit cu domnul ministru, vom avea o dezbatere foarte amplă vis-a-vis de acest proiect de act normativ, pentru că în forma în care el a venit de la Senat nu este viabil și trebuie să recunoaștem, este din nou puțin pompieristic. Nu, și riscăm să obținem efectul contrar, exact. Adică legea va fi să compromitem și un principiu și o idee foarte nobilă. Și totuși, cum îmbrățișați ideea aceasta? Păi, de altfel, Vlad a pus foarte bine. Ministerul Agriculturii a făcut niște pași, a anticipat acest moment și a încurajat. Aici mă refer la finanțarea sistemului
integrat pe lanțul alimentar, respectiv producție, depozitare, comercializare. Bine, eu am spus-o pe scurt, pentru că, în mod normal, ar trebui să avem producție, ar trebui să avem o rețea de colectare, să avem depozitare cu sortare, ambalare, etichetare și, desigur, o rețea de distribuție către retail. Acest lucru a fost anticipat de către noul PNDR, care încurajează astfel de proiecte. Deci, pentru prima dată, apar proiecte integrate. Și domnul ministru vă poate da mai multe detalii. Da, eu am discutat toată această săptămână vis-a-vis de propunerea care a trecut de Senat și aștept și eu cu nerăbdare dezbaterile care vor avea loc la nivelul Camerei Deputaților, a Comisiei din Camera Deputaților. Probabil că o să particip și eu dacă mă invitați acolo și o să-mi spun punctul de vedere. Eu cred că trebuie să analizăm în primul rând această propunere sub aspectul legilor, să spunem așa, scrise sau nescrise vis-a-vis de economia de piață funcțională. Să vedem dacă se încadrează sau nu acolo. Doi, este foarte clar că scopul pentru care a fost dată această lege este un scop comun pe care îl avem toți în ultimii ani de zile și mă bucur că există acest scop, și anume de a avea cât mai multe produse românești pe rafturile magazinelor. Noi am început acest lucru, acest demers, din anul 2012, dacă vă amintiți, atunci când, după o discuție pe care am avut-o cu marile magazine, am stabilit să avem în fiecare centru acel colț de produse românești, tocmai pentru a încuraja consumul de produse românești. Odată cu acel program, am avut și discuții cu hipermarketul și am întrebat, domnule, noi ca și români, patrioți, ne întrebăm de ce nu avem suficiente produse românești. Răspunsul a fost în sensul celor spuse și de domnul deputat, și anume, domnule, nu avem cantitate suficientă, asta mi-au spus, care să fie organizată, nu avem acele depozite, centre de colectare, deși paradoxal, noi producem mai mult decât necesarul de consum, dar nu ajungem cu ele neavând centrele de colectare și rețeaua. Există ritmicitatea care... Exact. Și atunci, lucrurile pe care eu sunt dator să le încurajez până când se va adopta sau nu acest proiect de lege sunt următoarele. În primul rând, să creștem productivitatea și sistemul de irigație, reabilitare, asemenea, intră în acest proces de creștere a productivității. Doi, să integrăm producția, astfel încât să nu mai exportăm materie primă și să avem produse cu valoare adăugată, de calitate, care să fie găsite pe rafturile magazinelor. Și trei, și poate cel mai important, să avem o organizare mai bună. Și vă amintiți că vorbesc de câteva luni de zile și prin țară și în emisiunea dumneavoastră despre trecerea la nivelul următor în agricultură, și anume de organizare. Organizare ce înseamnă? Grupuri de producători, cooperative care să producă în comun, astfel încât produsele respective să îndeplinească ceea ce se spunea, și anume etichetare, sortare, ambalare, și aș mai adăuga un lucru extrem de important, condiționare, să se mărească durata de viață a produselor românești. Am văzut două astfel de centre. Depozitele de frig. Depozitele cu atmosferă controlată. Care, de altfel, ministerul a încercat la un moment dat, au fost reabilitate, nu mai știu, 4 sau 6 depozite de frig. S-au depus 28 de proiecte, dacă nu mă înșel, la momentul respectiv. Eu am văzut două funcționale în momentul de față. Unul la Mărăcineni și unul lângă Focșani. E nevoie de mult mai multe de astfel de depozite, de asociații de producători, de cooperative, ca să poată negocia cu hipermarketurile. Exact. În primul rând, asocierea, pentru că fără asociere în cooperative nu vor putea niciodată negocia cu supermarketurile. Dar există exemple de succes. Sunt cooperative în România care lucrează foarte bine cu supermarketurile. La vând pe celebru tata legumelor, Gigi Vlad, care și nu numai constant și alte... la un supermarket cu, împreună cu, a reușit să agrege acolo în zonă 40 de producători. Sunt tocmai și alte un fermier mic, mic mijlociu, tocmai că nu trebuie să fie neapărat o mega asociație și așa mai departe. Dar aș interveni totuși cu niște chestii punctuale, pentru că dincolo de lucrurile absolut adevărate și faptul că rețelele de supermarket trebuie luate parteneri în povestea asta, sunt câteva lucruri care vor trebui clarificate. Problemele de etichetare și de etichetare mincinoasă chiar și prin omisiune trebuie lămurită, dincolo de și de etichetarea produselor românești. Avem o directivă nouă. După aia, de etichetare. Trebuie să ne lămurim noi cam cât de corectă e concurența între brandurile noastre românești autohtone și brandurile private ale supermarketelor. Pentru că și acolo, nu știu cât de adică supermarketul e și pune și pe tarabă, dar și vinde propriul produs. Și aici sau, cred sau că... cumpără produs românesc și îl etichetează pe propriul brand. După aia,
Știm foarte bine cazuri de cașcaval care conține 30% grăsime vegetală și scrie cașcaval pe el. De la găletușe spunem că e brânză și e de fapt smântână și brânză de vaș și de fapt e o smântână. Adică, cum să spun, supermarketurile sunt normale într-o economie modernă, dar știți cum e, nici să nu ne ia de proști. Adică, cred că aici și fără presiune publică, că aici e important de consumator. Trebuie și o campanie și în același timp publicul să conștientizeze că dacă se vor duce întotdeauna către cel mai ieftin produs și nu vor citi eticheta, degeaba discutăm aici. Domnul ministru, de produse românești. Deputat Vlad, răspunsul după publicitate și aș vrea un răspuns scurt, dacă e nevoie de o lege sau facem o campanie Consumați Românește, Consumați Produse Românești, în cazul în care producătorii hotărâți să se asocieze și să devină viabil pe piață. Vom vedea un material de la un fermier român de undeva din sud, care abia a așteptat această lege a irigațiilor. Să vedem cum e toamna, că a plouat foarte rău, și revenim pentru concluzii. Publicitate, materialul și revenim pentru concluzii. Emisiune realizată cu sprijinul Timac Agro România, Top FOS, pentru că producția începe de la rădăcină. Emisiune realizată cu sprijinul Pioneer, construim viitorul împreună. La cei 36 de ani ai săi, Emil Dumitru a convins pe agricultorii cu ștate vechi din Federația ProAgro că îi poate reprezenta cu succes atât la București cât și negocierile purtate la Bruxelles, și totul având în spate experiența de zi cu zi la ferma sa din Chiselet, județul Călăraș. Am început cu 24 de hectare, după care în fiecare an, și aici mă poate ajuta și statistica, că se vede în declarațiile pe suprafață de la Apia, am crescut într-un mod sănătos cu câte 10-20 de hectare și am ajuns la aceste 160 de hectare, o exploatație de cultură vegetală, eu zic, mică în România, mare în Europa. La fel ca majoritatea fermierilor români, Emil Dumitru încheie un an agricol dificil, marcat de secetă și de prețurile mici la cereale. Totuși, semnele din câmpul fac să spere în mai bine. A mizat în această toamnă atât pe hibrid Pioneer, cât și pe o varietate românească de rapiță. Planta are o rădăcină foarte bine dezvoltată, are deja vreo 8 frunze adevărate. Este o plantă viguroasă care cu siguranță va face față tuturor intemperiilor iernii. Îmi doresc să arăt disponibilitatea mea pentru ceea ce înseamnă soiurile autohtone pe care trebuie să le promovăm și în al doilea rând pentru faptul că fiind un soi melifer extraordinar de bun pentru albine, să arătăm că există un parteneriat între crescătorii de albine și fermieri. Pentru a face performanțe, Emil Dumitru recunoaște că investește mereu în noile tehnologii, rămâne însă fidel brandurilor care l-au convins de-a lungul timpului, regulă de aur pe care o aplică atât la mașinile agricole cât și la mașina personală, care trebuie să îl ajute să fie prezent în orice colț al fermei. Aici am ajuns cu o mașină fabricată de o marcă la care țin foarte mult, pentru că sunt conservator în a-mi alege mașină. O mașină cu tehnologie nouă, care efectiv m-a încântat să ajung până să vă duc la sola noastră de rapiță, pe un teren, cum bine vedeți, destul de accidentat cu noroi. Drept dovadă, unde a ajuns tractorul, pe un teren plin de noroi, a ajuns și mașina asta superb. Și totuși, o anumită tehnologie îi dă anual mari bătăi de cap, cea de irigații complet distrusă după Revoluție și pe care Emil Dumitru speră să o revadă funcțională prin programul de reabilitare adoptat în Parlament. Am trecut legea, vreau să văd strategia de irigații, pe fiecare lună ce investiții facem și vreau să văd o cooptare a mediului asociativ în rolul decizional al ANIF-ului, pentru că în decurs de 26 de ani am cheltuit 2,8 miliarde de euro în infrastructura principală de irigații și nu avem niciun impact. Vedem că aici este o clădire care este demolată pentru fier vechi, nu mai avem stații de pompare, nu mai avem motoare de pompare, nu mai avem absolut nimic. Canalele sunt pline de ciulini, fără să existe apă. O realitate plină de probleme în agricultura românească, un domeniu în care tinerii fermieri, precum Emil Dumitru, sunt tot mai determinați să se implice. Un domeniu care, prin noua generație de agricultori, poate da greutate României în UE și nu numai.
Avem nevoie de o lege în supermarketuri, mai multe produse românești, sau încercăm o campanie dincolo de măsurile pe care le luați dumneavoastră într-o ajutorare a fermierilor să se asocieze? Eu cred că e nevoie de mai multe măsuri, ca să spunem așa, astfel încât să avem mai multe produse românești. Și de ceea ce vă spuneam din punct de vedere al Ministerului și mai multe măsuri din punct de vedere al asociațiilor de producători și din punct de vedere al hipermarketurilor. Și aici mi-aș permite să pun o concluzie. Sigur că avem nevoie de hipermarketuri. În orice existența cât mai multor hipermarketuri e un semn de dezvoltare economică. Foarte corect. Avem venituri la bugetul de stat, avem locuri de muncă, avem o piață de desfacere și este semnificativă, undeva la jumătate din produsele obținute se comercializează prin hipermarketuri. Dar într-adevăr, trebuie să, noi ne-am angajat, nu știu, prin pârghii legislative sau prin discuții, trebuie să facem ceva, pentru că sunt hipermarketuri în care foarte ușor se pătrunde cu produse românești și au înțeles această necesitate, au creat chiar parteneriate cu asociații. Mai pe repede, chiar mai, nu mai e timp mai devreme, dar pe de altă parte sunt hipermarketuri care din păcate importă, și nu vreau să dau nume aici, 80-90% din produse din afară. Sigur, e economie de piață funcțională, dar în egală măsură trebuie să avem grijă să ne protejăm într-un fel sau altul, păi să ne economie de piață produsele funcțională, dar el în țara lui ar putea să funcționeze cu 80-90% produse românești? În eu majoritatea nu cred. Țărilor europene nu există anumite, nu există. Găsesc pe ambele paliere mecanisme. Este clar că trebuie să intervenim cu ceva, cu anumite discuții. Pe mine m-a bucurat că majoritatea hipermarketelor, după anunțul cu această lege, au spus suntem pregătiți să ne așezăm la masă să discutăm. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă aștept și pe dumneavoastră. Vom fi și la Indagra. O să aflați amănunte cu siguranță. Toate bune, cultivată România, @rtv.net. Partenerul emisiunii prezintă ofertele care îți ajută afacerea să crească.